Discutăm cu domnul doctor Nicolae Marcu, medic primar psihiatrie. Domnule doctor, ce e de fapt teama de a merge la doctor? E o modalitate de autoapărare? Cred că un răspuns firesc ar trebui să înceapă de undeva din aspectul necunoscut pe care îl simțim fiecare. Este normal când avem o neplăcere, o disfuncționalitate, în special biologică, vorbesc acum, sigur și că și psihologic. Deci când avem astfel de neplăcere, noi trebuie să luăm o măsură. Această măsură de obicei se sancționează cu o vizită la medic. Noi nu știm ce se întâmplă acolo. Sigur că unele afecțiuni par banale. Dacă, banal, ne-am lovit, avem un mic traumatism și trebuie să mergem să ne pansăm sau să ne coasă rana, cam știm despre ce este vorba. Dar și așa apare o teamă. Cum va fi anestezia? Cât va dura? Medicul are o mână bună? Există această teamă pentru că noi nu anticipăm complet ceea ce se întâmplă acolo. Vă citesc câteva motive de a nu merge la doctor pe care le-au invocat doctorii noștri. Amatorismul unor medici, interesul scăzut pentru vindecarea pacientului, mita din sistemul de stat. Ce alte cauze credeți că am mai putea adăuga la această listă? Aș face un mic comentariu la subpunctele pe care dumneavoastră ați menționat. Amatorismul medicilor. Mă tem că, așa cum este și la o echipă de fotbal, probabil 8 sau 9 sau 10 oameni din această echipă sunt foarte valoroși. Este posibil ca unul din ei să facă o greșeală. Nu-mi place neapărat exemplu părții pline sau goale a paharului, dar putem avea și ghinion și nu ar trebui ca, eu știu, anumite persoane cu o pregătire mai slabă, justificată sau nu, dintr-un anumit domeniu, să pună amprenta pe restul brezlei profesionale. Medici în România, și spun cu toată convingerea, în cea mai mare parte sunt foarte buni. Sunt competenți în orice loc din lumea asta îi putem duce. Al doilea subpunct. Mi-ați spus mita din sistem. Despre ceea ce se numește onorariu tăcut, cum spune un bun prieten al meu, mi este foarte greu să mă poziționez și să vă dau un răspuns care să mă satisfacă. Dar în ceea ce privește, nu știu exact cum să-i spun, de a cere bani pentru un act medical, de a obliga pacientul să-ți aducă anumite beneficii și nu neapărat materiale în schimbul acestui act medical, sunt absolut oripilat. Mi se pare îngrozitor că există astfel de cazuri. Din știința mea sunt foarte rare, dar există. Și este probabil cea mai mare pată pe care o poate arunca cineva asupra practicii medicale. Am senzația că ați mai spus un subpunct. Nu, vă întrebam ce alte cauze putem să adăugăm la această listă. Sunt cauze și obiective. În anumite zone nu sunt medici, nu avem o acoperire foarte bună. Pentru unii oameni nu este neapărat ușor să se deplaseze dintr-un oraș în altul. În aceste zone, de obicei, și medicul are dezavantaje și pregătirea lui poate să fie mai slabă. Alte cauze ar mai fi, de exemplu, experiențele neplăcute. Medici care au greșit, eu știu, diagnosticul sau tratamentul. Medicii care sunt cazurile nete de malpraxis. Te fac să ai o reținere. Dar în anumite zone trebuie să treci pe această reținere, să încerci, nu știu, să aflu din sistemul rudelor, relațiilor, din rețeaua socială, care sunt medicii valoroși și să faci pasul către medic. Până la urmă nu vei putea amâna o afecțiune existentă. E clar că această teamă dă niște reacții de ordin psihic, dar există și niște simptome fizice pe care le putem încerca? Aș putea asimila teama de a merge la medic unor cu teama de examen. Simptomele fizice pot fi diferite, pot fi, dacă vreți, banale, de la transpirații, la palpitații, la o jenă la înghițit pacienții. Uneori persoanele în cauză descriu ca un fluture la stomac. Există dificultăți în a respira. Există o simptomatologie foarte largă, dacă vreți, doar din biologic. De multe ori teama începe să se manifeste după ce pacientul a consultat mai mulți medici și a primit răspunsuri diferite. Cum procedăm într-o astfel de situație?
Mă întâlnesc de multe ori cu astfel de cazuri și ceea ce aș putea mai degrabă să reproșez colegilor mei este că nu explică complet tot demersul acesta medical, de la cauzele unei afecțiuni, la tratamentul și de ce alege un anumit tratament, la evoluția și prognosticul afecțiunii și ce ar trebui să știe pacientul. Chiar am un exemplu interesant, un pacient care a fost operat de o hernie de disc, la câteva zile după operație a făcut baie într-un râu și spunând că s-a infectat plaga, evident, și a spus, dar medicul nu mi-a spus că n-am voie să fac baie în râu, mi-a spus doar să nu fac baie. Deci sunt cauze care vin și din zona aceasta. În cazul copiilor, cum ar fi indicat să procedăm? Cum să-i ajutăm să-și depășească teama de medic? În primul rând să nu le inducem. Există tentația multor părinți sau chiar unor educatori de a spune, domne, vezi că dacă nu te speli pe dinți, vei ajunge la stomatolog și e un domn cu o freză și o să vezi și o să te doară. Este foarte dificil de lucrat cu copiii, se sperie și de o persoană străină, dar păi când avem nevoie să le recoltăm analize sau să le facem un vaccin. Cel mai bine am văzut că prinde de a arăta copilului pe persoana ta, de a simula respectiv act medical. Că e vaccin, că sunt aerosoli, că sunt, eu știu, o pansare. Iar copilul vede că părintele, să spunem, sau cel din grup nu pățește nimic la o chestie minoră, va colabora mult mai ușor. Ce ne puteți spune despre teama de a consulta un medic psihiatru sau un psiholog? Teama de psiholog s-a cam risipit în ultimul timp. N-am mai văzut ezitări foarte mari. Din păcate, psihiatria de multe ori a fost asimilată și clar pe nedrept cu o specialitate în care pacientul este sedat sau prostratat sau neglijat. Niciodată, deși au fost multe acuze, medicii psihiatri nu au avut în intenție să adoarmă un pacient, pentru că nu există o astfel de terapie, nu există beneficii. Niciodată nu au avut tentația să, eu știu, pacientul să nu aibă capacitate maximă de concentrare sau să nu se ducă la servicii. Ideea centrală a psihiatriei este că pacientul se recuperează în mediul lui, familial, social, profesional. Și medicamentele care sunt sintetizate în ultimul timp pot permite pacientului să-și deruleze orice activitate. De altfel, să știți că mulți pacienți care au tulburări psihice nu sunt de recunoscut. Adică nu puteți să identificați, nici noi nu putem să identificăm ca atare în societate. O situație similară o întâlnim și în cazul consultului ginecologic sau unei vizite la medicul urolog. Credeți că o educație sexuală ar fi un răspuns la această situație, la această problemă? Slavă Domnului, femeile sunt mai deștepte decât bărbații. În general, în cabinetele medicale, pot să vorbesc în special de cele private, cam 70% sunt femei. Cu orice risc pot să vă spun că femeia are mult mai mult grijă de ea, femeia știe și respectă un orar medical, femeia este mult mai compliantă, spunem noi, la tratament și la pașii pe care trebuie să-i facă. În mod normal, trebuie să oferi niște servicii adecvate. Adică, femeia când se schimbă la un consult ginecologic, medicul nu trebuie să stea în cabinet sau să aibă un paravan confortabil. Există halate de unică folosință. Pudoarea trebuie respectată și cred că dacă medicii fac demersuri pe această linie, nu trebuie o informare suplimentară. La urologie, la fel. Dar, din păcate, am un mic comentariu. Bărbații, mai ales, ajung în zona urologică numai când au o problemă pe care nu pot să o depășească sau când au disfuncții erectile, atunci ajung. În rest, consulturile normale, periodice, după anumită vârstă la urolog, nu sunt respectate. Așa, și o întrebare de final. Au, de fapt, oamenii de ce se teamă de mersul la doctor? Nu cred că au cum să-și depășească această teamă. Pentru că, repet, este cumva înscris în codul nostru de a fi să ne temem de necunoscut. Necunoscutul, până la urmă, dă această angoasă. Mai are o conotație întrebarea dumneavoastră. S-ar putea pe anumite zone să aibă nu neapărat o anxietate, ci o frică de a merge la doctor datorită experiențelor pe care le-au trăit ei sau cei din familie. Sunt zone în care
preferă decât să se ducă, expresia decât să mă duc la ăla, mai bine mor acasă, există, din păcate. Există și, știu, expresia cel mai bun, impresia că din Brăila, cel mai bun medic din Brăila este celeratul de București. Sunt zone în care teama este justificată.